Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Tudor Ulianovski, fost ministru al afacerilor externe și integrării europene. Domnule ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, bine am găsit! Domnule Ulianovski, să facem câteva precizări, clarificări din startul emisiunii. Noi suntem în perioada electorală. În al doilea rând, în primul rând, dumneavoastră sunteți candidat la șefia statului. Tocmai de asta sunt anumite reguli pe care trebuie să le respectăm, fără propagandă, fără agitație, atent, așa, puteți să o faceți astfel încât eu să nu fiu sancționat de către Consiliul Audiovizualului, ca nici măcar cei de la Consiliul Audiovizualului să nu înțeleagă că ați făcut agitație, deși acolo sunt profesioniști și vă asigur că o să vă prindă sau o să ne prindă, tocmai de asta, așa, un piculeț, fim atenți. Ca un diplomat cu 16 ani de experiență, cred că voi încerca să mă asigur de aceasta și uneori știți cum e ușor să găsești o pisică neagră într-o cameră ascunsă fără lumină, mai ales dacă ea acolo nu există, așa că ei vor găsi ceva oricum. Sperăm că nu. Așa, domnul Ulianovski, începem pe o notă tristă. Azi e 11 septembrie, avem 23 de ani de la acele atentate teroriste din Statele Unite. Groaznice, nu mai știu, nu cred că au mai fost astfel de atentate mai grave, mai groaznice decât acelea. S-a schimbat lumea de atunci la 180 de grade, nu mai e nimic cum a fost. Nu știu, vă amintiți poate acea zi? Că așa, în semn de comemorare a victimelor, de asta vreau să începem cu acest subiect, pentru că chiar a fost o tragedie ieșită din comun. Da, cu siguranță este o zi neagră, nu doar în istoria americană, dar în istoria omenirii. Fără îndoială au fost zguduit nu doar cele două turnuri din New York, dar și întreaga lume, mai fost și alte clădiri care au fost atacate atunci de teroriști. Foarte multe mii de oameni au pierdut viața, însă noi toți, a două zi dimineață, ne-am trezit diferiți. Am înțeles că nu suntem în siguranță. Am înțeles că războiul este mult mai aproape sau riscul de atac este mult mai aproape decât noi am crezut. În același timp, așa ca pe o notă de memoară, probabil, mi-amintesc ziua de 11 septembrie 2007, atunci când activam deja 2 ani la Ministerul Afacerilor Externe, a fost ziua în care eu am și zburat la Washington, fiind detașat de la Ministerul de Externe, pentru a activa în ambasada Republicii Moldova la Washington. Și întreb colegii de la contabilitate, de la conducere, fraților, dar poate în altă zi zbor la Washington, pe 10, pe 12 septembrie, nu pe 11 septembrie, că totuși este o zi cu semnificație specială și pentru controlul la aeroport și multe alte chestiuni. Și țin minte ziua respectivă când am zburat și într-adevăr a fost un control mare gros, dar cred că este cel mai important mesaj pentru omenire este că pacea este mai presus de orice. Doi, orice atac de acest gen trebuie să fie pedepsit și trei, cooperarea este mai bună decât izolarea. Așa, domnul Ulianovski, haideți să revenim la oile noastre, vorba populară, fără să-și gândim așa, e vorba populară. Eu uneori am impresia că ai noștri care ne conduc pe bune zblestemați de mititei. Ceva nu le merge la ei. Deși eu sunt sigur că ei vor, sau intuiesc, sau cred, sau presupun că ei vor, dar noi ia. Luăm știrile așa pe rând. Citim ieri o știre. Uniunea Europeană ia în considerare sancționarea Slovaciei pentru încălcarea normelor democratice, ceea ce ar putea duce la reținerea asistenței financiare pentru Bratislava, scrie Bloomberg, etc., etc. Păi ok, știri externe, mare lucru. Dar în aceeași zi vine altă știre, tot de la Bratislava. Republica Moldova și Slovacia au semnat acordul privind evitarea dublei impuneri. Evenimentul a avut loc la Bratislava, unde premierul Dorin Drăcean se află într-o vizită oficială. El a discutat cu omologul său întregul spectru de relații bilaterale. Premierii celor două țări au susținut o conferință de presă. Conferință de presă standard, noi vă iubim, doar că premierul slovac spune următoarele. Principalul subiect discutat a fost ambiția Moldovei de a deveni stat membru al Uniunii Europene. Și atenție, poate a fost surprins domnul prim-ministru Recean când i-am vorbit foarte deschis despre Uniunea Europeană și că viața acolo nu e chiar așa de ușoară precum pare, dar totodată am convenit că a fi membru al Uniunii Europene este cel mai bun lucru pe care poate să-l facă o țară în acest spațiu, a declarat premierul slovac. Domnul ministru, cu experiența dumneavoastră de diplomat, puteți să ne traduceți ce a vrut să spună, de fapt, premierul de la Bratislava, după care ajungem și la cei de la Ungaria, din Ungaria, de ce a zis-o la o conferință de presă oficială, adică nu a fost prins pe nepusă masă, și a zis-o în emisie direct, pregătit, citind tip foaie.
Cu siguranță n-a fost ceva spontan, cu siguranță că a fost o reacție a șefului executivului de la Bratislava cu privire la declarația în Bruxelles vis-a-vis de Slovacia. Deci așa se practică în cadrul unor conferințe de presă, în cadrul unor vizite bilaterale, într-o țară gazdă, ca șeful din partea țării gazde să dea niște semnale cu privire la unele declarații sau evenimente care afectează interesele sale. Cu siguranță această declarație denotă o reacție adversă, da, față de poziția Bruxellesului, vis-a-vis de potențiale încălcări ale democrației și așa mai departe, dar în același timp este și o diagnoză, eu aș spune, cu privire la situația destul de neclară și incertă în sânul Uniunii Europene, unde vedem tot mai multe declarații cu privire la amenințări de sancțiuni din partea Bruxellesului vis-a-vis de Budapesta, vis-a-vis de Bratislava, Italia o perioadă a fost și Polonia, mai multe declarații de acest gen au avut loc. Deci, fără îndoială, în primul rând, în ziua de astăzi, discutăm despre riscul unității sau păstrării unității în cadrul Uniunii Europene. Doi, trebuie să fie și un semnal de wake-up call, de trezire pentru guvernanții de la Chișinău, care de mult încearcă sau manipulează de foarte mult timp că totul este roz în Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi în sânul Dumnezeu dacă va fi membru al Uniunii Europene până în 2030. Nu este așa. Și trei, foarte important semnal pe care aș dori să-l lansez, este că Occidentul, de foarte multe ori, a fost dezinformat de puterea de la Chișinău cu privire la situația reală din Republica Moldova. Și aici mă refer la faptul că totul este în Republica Moldova perfect, așa cum e scris în rapoartele care se transmit la Bruxelles. Credeți-mă, atunci când cei de la Bruxelles, și nu doar de la Bruxelles, partenerii noștri, vor vedea situația mult mai real, ce se întâmplă cu adevărat la Chișinău, declarațiile ar putea fi nu doar similare cele care au avut loc față de Slovacia sau Ungaria, ar putea fi și mai dure. Da, ne spuneți și nouă ce ați înțeles dumneavoastră, traduceți-ne iarăși ce a fost gestul ministrului de externe al Ungariei. Deci el a venit la invitația ministrului nostru, Mihai Popușoi, întâmpinat la aeroport, girofare, blocarea străzilor, vinării, l-am îmbătat, l-am hrănit cu plăcinte, sarmale. Și el spune următoarele. Că unii miniștri de externe din cadrul Uniunii Europene ar încerca să tergiverseze extinderea comunității, de fapt. El spune că majoritatea țărilor UE vorbesc în public cât de mult susțin extinderea Uniunii. El continuă. Eu sunt acolo când nu este prezentă presa, când nu sunt prezenți candidații. Și o mare parte a colegilor miniștri de externe vorbesc mai degrabă împotriva extinderii decât pentru. Ei nu fac asta spunând că noi nu susținem Moldova, dar spun că ar mai trebui să se facă și asta, și asta, ar mai trebui să se facă niște îmbunătățiri și acolo, și pe dincolo, etc. Deci omul era oaspetea și el ne spune la Chișinău, în plină campanie electorală, și pentru plebiscit, că ce că iată, pe 20 are loc referendumul și a doua zi aderăm, că de fapt, băieți, citându-vă dumneavoastră, nu e chiar așa de rău, cum vi se spun chiar ai voștri. Uitați-vă, eu cunosc pe domnul Peter Siarto, ministru de externe al Ungariei, de foarte mult timp, menținem legătura, ne scriem mesaje, cunosc trei băieți ai săi care joacă fotbal și așa mai departe. Știu că este un om care vorbește ceea ce crede, și nu se gândește, nu e foarte diplomat în sensul acesta. Uh-huh. Și uneori e mai bine să spui adevărul decât să minți sau să manipulezi, așa cum vedem că o face guvernarea de la Chișinău, în legătură cu situația reală de Republica Moldova, care nu este raportată corect la Bruxelles. Doi, în cadrul Uniunii Europene sunt discuții foarte serioase, foarte serioase, la nivel de miniștri, la nivel de conducerea țărilor membre ale Uniunii Europene, vis-a-vis de viitorul Uniunii Europene ca structură regională. Și aici mă refer la bugetul comun, politica de apărare și de securitate. Trei, se văd tot mai multe disensiuni după Brexit, mai multe state au pus întrebări că noi tot avem a noastră suveranitate, Ungaria, de exemplu, Slovacia, și avem dreptul de a ne auto-administra fără ingerința directă a Bruxellesului. Respectiv, sunt foarte multe întrebări pe intern. Și există un curent de gândire în Uniunea Europeană că, fraților, până ne extinde, până a mări acest bazin, această structură regională, hai să ne clarificăm, fiindcă avem probleme pe intern, avem duble standarde, avem probleme economice,
migrație, criză economică și multe altele. Hai să rescriem regulile Uniunii Europene și să ne asigurăm că ne menținem unitatea, în loc să ne extindem non-stop ca un imperiu care după aia tot va răbufni din intern și se va distruge tot pe interior. Și există un alt curent care este tot mai mic și mai mic, apropo, să fiu sincer, care spune, hai să închidem ochii la problemele noastre interne, hai să înghitem cât mai multe state. Iar contracandidații zic, stați un pic, păi aceste țări încă nu sunt gata să vină membre. Deci riscul de a obține un nou membru care nu este pregătit va fi o povară pentru aceste state. Deci acum ei încep să se gândească în primul rând la problemele lor reale, la alegătorii lor, și de aici vine și declarația ministrului de externe a Ungariei. Apropo, Ungaria reprezintă un caz de studiu pentru Republica Moldova, după mine, care reușește, nu știu cum se joace, eu cunosc de geopolitic și cu Europa, și cu americanii, și cu chinezii, și cu arabii, astfel încât toate companiile producătoare mari își deschid afacerile în Ungaria, în raport cu alte state. Deci e posibil de jonglat geopolitic, astfel încât interesul economic să fie asigurat. Unu. În al doilea rând, foarte interesantă declarația ministrului de externe a Ungariei, anume la Chișinău, anume în perioada electorală sau preelectorală și în contextul campaniei de promovare a referendumului pentru integrarea europeană, care este vehement băgat pe gât, să nu zic altfel, nouă de către actuala guvernare, pornind de la formula destul de stranie și incorrectă, precum că orice votant pentru Europa este și votantul Maia Sandu sau votantul PAS-ului, ceea ce este o ipoteză greșită, fiindcă nu toți pro-europenii votează PAS, chiar dacă unii europeni votează PAS. În același timp, credeți-mă, să zic așa o frază, nu pot ei minți și fura cât putem noi vota, în sensul ăsta, fiindcă situația reală din Republica Moldova e diferită. Acest desant diplomatic de nivel înalt din Uniunea Europeană în Republica Moldova, pe care îl vedem recent tot mai mare și mai mare, deci cancelarul Germaniei, ministrul externe a Ungariei și alții care au mai fost, unii planifică să mai vină până la alegeri, eu cred că este făcut de către ei cu bună credință. Deci vine Republica Moldova cu bună intenție de a ajuta parcursul european. Însă ei au fost dezinformați despre situația reală de aici și ei chiar cred că PAS-ul va lua majoritatea la legile parlamentare, că Maia Sandu va câștiga din primul tur, ei chiar cred că vin aici să salveze Moldova de Rusia. Ori, cred că ei nu înțeleg situația reală și eu sunt cel care comunic cu ei destul de intens și încerc să le deschid ochii, chiar dacă vedem cât de activă este mașinăria propagandistă a actualei guvernări, atât pe linia presiunii politice, cât și mass media, și este foarte dificil de a lupta împotriva lor. Ca să încheiem pe plan extern la acest capitol cu ministrul de externe al Ungariei, unii concurenți electorali, bun, nu numim concurenți, unele partide au zis că domnul ministru Bufșoi, după această vizită a șefului diplomației maghiare, a trebuit să demisioneze. Dumneavoastră credeți că ar trebui așa ceva să întâmple? Eu cred că atunci când se spune adevărul adevărat, în public și nu în birou, trebuie să-i mulțumești omului și să te gândești ce a avut el în vedere. El nu-ți vrea rău. 1. 2. Eu cred că motivul demisiei domnului ministru Popșoi sau altor miniștri ar trebui să fie nivelul de competență și nivelul de pregătire profesională a acestora. Ori în ziua de astăzi există foarte mari întrebări, iar eu în ultimele 4 luni am vizitat 23 de rare în Republica Moldova, unde am văzut foarte clar că principala problemă care au cetățenii noștri față de guvernanți și miniștri per se este nivelul de incompetență. Și cred că motivul demisiei ar trebui să fie anume lipsa de capacitate proprie de a administra un domeniu. Domnul ministru, rămânem un pic curios pe plan extern, pentru că în moldovenii sunt tare priceput pe plan extern, dar de fapt nimeni nu înțelege nimic. Ce cu Georgia? Noi avem rezultatele creșterii economice a acestei țări pentru anul ăsta. Au peste 9% creștere economică. Dar de la Bruxelles vin mesaj că ai, ce face Tbilisi, antidemocratic, nu este bine, nu ne place una, nu ne place două. Creșterea economică 9%, eu presupun că georgienii o duc bine, mersi. Ei se bucură de rezultatele lor. Probabil și salariile sunt ok, dar creșterea economică, pensiile, alocațiile, investițiile, pentru că o creștere de 9% asta înseamnă investiții, că nu crește așa, artificial. În același timp, repet,
Ei, nu știu, din Bruxelles zic că nu e bine ceea ce face Georgia. Iată, Moldova este un exemplu, că implementează tot ce le spunem, dar georgienii nu sunt un exemplu. Și iată, noi aproape îi facem pe ei țară candidat, dar ei iată cum se comportă cu noi. Ai, ai, ai. Eu pe cine să cred? Da, să spun așa. Deci noi, eu în primul rând aș dori ca guvernarea noastră să se gândească la moldoveni. Nu să se gândească pentru cum arătăm noi în extern sau să facă ceva pentru europeni. Știți cum a fost ieri un meci de fotbal la Chișinău? Parcă sunt două echipe, echipa Moldova, echipa Europa. Și am impresia că PAS și guvernarea condusă de Maia Sandu joacă pentru echipa Europa, nu joacă pentru echipa Moldova. Și aici mi refer la faptul că toate rapoartele scrise oficial, totul este bine roz în Republica Moldova, însă nu este ca în Georgia, unde 9% este creștere economică. Republica Moldova în ziua de azi este o criză economică majoră, iar creșterea de 0,3-0,6% a economiei este de fapt o bagiocoră față de cetățenii Republicii Moldova. În același timp, Republica Moldova, datele oficiale demonstrează că 31% pe țară trăiesc sub limita sărăciei. Iar în satele Republicii Moldova, peste 45% de oameni, deci fiecare a doua persoană în satele Moldovei, trăiește sub limita sărăciei. Cazul Elveției, unde doar 10 sau 9% din populație lucrează la stat, funcționari publici, iar 90% lucrează în privat, economia funcționează. Republica Moldova, fiecare al treilea persoană din Republica Moldova, lucrează la o instituție de stat. Este o birocrație. Deci sunt niște costuri enorme care noi singuri le pierdem pentru administrarea statului. Și aici eu aș interveni cu foarte multe propuneri. Revenind la întrebarea dumneavoastră, dublele standarde, și nici nu admineau, fără îndoială. Și acest lucru trebuie să te îngrijoreze. Trebuie să ne îngrijoreze faptul atunci când diplomații europeni în la Tbilisi, la Chișinău, fac declarații faustoase că reforma justiției sau reforma de altele, de alt gen, Republica Moldova rulează, da, mai greu, dar rulează perfect și sunteți bravo, să nu uităm că acești diplomați, chiar dacă să presupunem că sunt de bună credință, dar ei la final de mandat, iar ei toți au mandat, 3 ani, 4 ani, 2 ani, își iau bagajele și pleacă din Republica Moldova, pleacă într-o altă țară. Iar noi rămânem aici, în Republica Moldova. Și noi avem nevoie să vedem creștere economică aici, în Republica Moldova, nu declarații populiste care favorizează un partid politic, care nu se oprește la orice, ca să se mențină la putere. Dumneavoastră tangențial ați vorbit despre plebiscitul de pe 20 octombrie. Voiam să vă întreb dacă ați reușit de ieri până astăzi, dar sunt sigur că ați reușit, să citiți textul care este supus referendumului, a apărut buletinul de vot. Și acolo suntem la final, întrebați, da, nu, dar e un text întreg. Voiam să vă întreb pe dumneavoastră dacă l-ați văzut și ce credeți. L-am citit, l-am consultat și cu echipă de juriști, de fapt. Sunt mai multe întrebări deja și întrebări retorice cu privire la formularea sau textul propus al acestui propuneri de referendum, de fapt, și modificările constituționale care el le va presupune. Uh-huh. O întrebare ține de momentul intrării în vigoare a rezultatelor acestui referendum și acolo e scris că după decizia Curții Constituționale, deci după ce Curtea Constituțională validează referendum, însă nu este așa, deci orice referendum care presupune modificări legislative urmează să fie parcursă procedura internă din Republica Moldova și anume votarea în Parlament. Deci sunt niște întrebări cu privire la procedura de intrare în vigoare a rezultatelor acestui referendum. Una, ca și tehnică legislativă. În al doilea rând, ca să revin la idee de text, textul este unul, credeți-mă, pentru 10% de populație este cât de cât probabil clar, pentru marea majoritate el nu este neclar. Întrebarea de ce se complică această întrebare, mai este momentul în care presupune că noi dacă zicem da la referendum, spunem da faptului că toate tratatele sau aderarea Republicii Moldova la toate tratatele europene ulterior va fi realizată prin lege organică. Da? Uh-huh. Deci doar prin lege organică, nu prin alt referendum, nu prin alt tip de legi, doar prin lege organică. Aici ar trebui să fie o întrebare mult mai clară către guvernanți, ce aveți în vedere sau va mai fi referendumuri sau nu? Sau voi doriți doar pe viitor să ridicați mâna în Parlament și automat să ne impuneți niște legi sau acorduri cu Uniunea Europeană care fără a consulta opinia publică.
Deci, iarăși sunt mai multe întrebări decât răspunsuri, iar nu vedem claritatea din partea guvernării. Și trei, sincer, sunt mirați să văd în Republica Moldova, mă refer, în afara Chișinăului, tot mai multe voci din partea simplilor cetățeni care se întreabă, dar în interesul cui e acest referendum? Și am văzut recent și declarațiile unor deputați PAS care zic că referendumul este al Maia Sandu. Și eu cred că acest lucru deja devine clar mult mai mult. Anul zilele trecute a fost președintele Partidului Democrației Acasă, domnul Vasile Costiuc, și eu l-am întrebat despre acest plebiscit, așa cum îi întreb pe toată lumea care ne onorează cu prezența aici. Zic, ce faceți, domnul Costiuc? Formațiunea, vă înregistrați la Comisiile Hal Central? Și a zis, da, din obligație, ca să scăpăm de trolime, să ne acuză că suntem șorești, putiniști și nu știu ce, o să mergem și noi la CEC, o să ne înregistrăm și o să spunem, votați, da, la referendumul Maia Sandu. Da, susținătorii domnului Ulianovski, ce să facă? Grupul de inițiativă care a fost creat și înregistrat de CEC pentru susținerea lui Tudor Ulianovski ca și candidat la președinție nu are dreptul să se înregistreze pentru promovarea referendumului. Deoarece, eu automat în franceză am vrut să vă răspund dacă știu și franceză. În cazul dat, nu avem dreptul să ne înregistrăm ca și un participant, ca un concurent electoral pentru promovarea referendumului. Pentru că nu sunteți partid? Fiindcă, da, nu suntem partid, fiindcă este vorba de independent. Eu cred că acest lucru nu este, apropo, este o lacună în lege. Chiar am întrebat, păi eu vreau să mă implic și eu în chestiunea asta cu referendumul, să o promovez, să o întreb pe oameni, ce înseamnă acest lucru. Nu aveți drept, tu sunteți independent, nu aveți partid politic în spate. Deci, întrebarea este iarăși... Хотелось как лучше, получилось как всегда, или да? Хуже, да? Или хуже. Или хуже. Bun, dar domnul Ulianovski, dumneavoastră ce faceți în ziua... Luați buletinul de vot pentru alegerea președintelui. Eu intuiesc pentru cine veți vota, dar cu a doilea buletin îl luați? Dacă nu luați, e clar. Dacă luați, ce faceți? Bine, decizia fiecăruia în cabina de vot ține de ei. Uh-huh. Pentru mine, evident, eu susțin integrarea europeană a Republicii Moldova, chiar dacă înțeleg că acest referendum este un instrument și o mașinărie politică sau de partid a actualei guvernări, a puterii, în cazul dat. Iar știți cum puterea actuală, puterea PAS, presupune că poate manipula cu orice, iar restul oamenilor care nu au putere, eu cred că vor fi mai puternici. Știți cum? Vom fi mai puternici fără... Cei fără putere vor fi mai puternici decât puterea în cazul dat. Pentru referendum este pentru mine evident că cel care susține integrarea europeană, eu nu pot să fiu împotriva acestui exercițiu, dar trebuie să fie foarte clar menționat că referendumul nu, sau votul pentru referendum, nu reprezintă automat votul pentru PAS. Ba din contră, cei care ar putea susține referendum trebuie să se gândească că tot ce se întâmplă actualmente în Republica Moldova pe timpul regimului PAS poți numi orice în afară de european. Aici încă poți să întorci altfel. Ceea ce mă deranjează mai mult din punct de vedere al faptului că noi tot auzim că e propagandă rusă, război hibrid, și mai puțin auzim apropo aceste lucruri acum, dar unii zic că propaganda rusă, așa mai departe. De fapt, eu aș spune că actuala putere folosește foarte mult armele propagandei rusești în Federația Rusă, însă ei le aplică Republica Moldova, ne referim la propagandă. Și aici mă refer la faptul că actuala putere, în dorința de a ca referendumul să treacă, a micșorat la maxim pragul electoral pentru referendum, însă întrebarea următoare, minimal 16%. Ce facem dacă referendumul trece cu 18%? 82% din populație sunt împotriva integrării europene sau nu? Retorică și bună întrebare. Continuăm, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, domnul Ulianovski, semnăturile. Cum decurge procesul? La ce etapă sunteți? Procesul de colectare a semnăturilor decurge într-un ritm foarte bun. Uh-huh. Foarte bun. Avem foarte mulți susținători care vin, ne sună și ne întreabă, dar de ce nu aveți cort acolo? Avem mai mult nevoie, mai multe corturi. Și noi încercăm să facem față unei cereri foarte mari. Așa. Mă bucur acest lucru, mă bucur acest fapt. Oamenii au nevoie și îmi zic foarte clar, au nevoie de un sânge nou în politica moldovenească, de o față nouă în politica moldovenească, de o nouă elită politică, de schimbarea la față a politicii Republicii Moldova. Deci noi suntem foarte bine la capitolul colectării semnăturilor. Vom prezenta în termen legal toate sau numărul necesar de semnături. La rândul nostru verificăm și noi fiecare semnătură cum a fost aplicată, să ne asigurăm că nu vor fi tăiate,
și nu vor fi anulate semnăturile pe care cetățenii ni le acordă. Eu personal merg în teritorii și în municipiul Chișinău și îndemn oamenii să semneze și mă bucur că revin acasă cu mai multe foi îndeplinite împreună cu cei care colectează semnăturile. Grupul Inițiativă este foarte activ și eu cred că este foarte important ca fiecare grup de inițiativă să activeze fără ingerințe, fără presiuni. Deja vedem, am zis anterior, că sunt mai multe presiuni politice. Eu le simt. Sunt informat în permanență că stai că, uite, cortul ăla este monitorizat de carabinieri ce, de echipa cea, de echipajul cel, așa mai departe. Eu cred că este o formă de presiune indirectă. În același timp știu că se planifică mai multe atacuri indirecte asupra mea și asupra echipei mele, ceea ce mă deranjează. Și vin cu un îndemn public, de fapt, către guvernanți, către politicul din Republica Moldova, către mass media, să nu se lase manipulați, să nu lanseze în spațiu public atacuri nefondate asupra mea sau asupra familiei mele. Eu am o familie foarte mare, membri extinsi a familiei, mai mulți verișuri, mai mulți oameni care discut. Este foarte important să se evite aceste lucruri și îndemn să nu se facă astfel de abuzuri, inclusiv prin mass media din Republica Moldova, pe care eu încă contez că mai sunt oameni cu tefer la cap în multe ziare, portaluri, televiziuni, dar orice astfel de atac, cu siguranță, nu-l voi lăsa fără reacție, voi contraataca și eu și vin cu acest îndemn inclusiv și pentru ambasadorii străini Republica Moldova să monitorizeze la greu modul în care ar putea fi aplicată presiunea politică asupra unor potențiali candidați sau nu. Trolimea vă atacă? Trolimea partidului vă atacă pe rețele de socializare? Sigur că da. Suntem atacați în permanență, dar știți, aici e ca și cum elefantul ar fi împotriva cățelușului, ca în bancul ăla, da? Deci este imposibil să-i contratași pe toți. Eu orice antireclamă sau orice atac îl folosesc în scop pozitiv, asta demonstrează că îi doare. Îi doare ceea ce facem noi, îi doare ceea ce idei venim noi pentru Republica Moldova, idei constructive pentru relansarea economiei, salariilor industriale, industrializarea și mai departe, dar presupun că ceea ce doare cel mai mult este de fapt trolimea și mass media care este subordonată pasului. Vedem că zero cuvinte despre Ulianovski, pe când presa de la București, cea europeană, cu adevărat europeană, ca să le menționez aici, Digi24, știri pe surse, PS News, Antena 3, au publicat mai multe articole, mult mai multe articole din către Republica Moldova cu privire la faptul că Ulianovski este unicul candidat cu redută care poate face față concurenței Maia Sandu. Deci în Republica Moldova este zero, în România, care totuși actuala guvernare pretinde că este un partener și un prieten de încredere a Bucureștiului. Uh-huh. Jurnaliștii români mă contactează și mă îmi pun întrebări și publică articole de promovare a lui Ulianovski și întreabă de ce în Republica Moldova nimeni nu scrie din presa guvernamentală. Presa privată, dar e supusă guvernării. Yeah. Și acest lucru deranjează și mai mult ca atât atunci când la Chișinău avem o guvernare care pretinde că are dragoste față de București. Eu am și spus-o și oficial, jurnaliștii din Republica România au scris despre faptul că puterea de la Chișinău are o atitudine ipocrită față de România, deoarece la București are un discurs, la Bruxelles are alt discurs, la Washington are alt discurs, iar luptă cu Federația Rusă cu un alt discurs. Și doar atunci luptă cu Federația Rusă, puterea de la Chișinău, doar atunci când are nevoie, atunci când a apărut situația cu biroul Interpol și scandalul ăla, brusc, rapid, guvernanții la Chișinău au început să lupte cu Federația Rusă și au spus că este un spion rus în rândurile lor. Deci este o atitudine ipocrită care este văzută deja tot mai mult și mai mult, inclusiv la București. E periculos jocul ăsta, pentru că dacă vă amintiți, așa juca și Plahotniuc. Mergea la Washington, spune ceva, mergea la Moscova, spune altceva, mergea la Bruxelles cu totul altceva și când s-a unit tot străiești, când l-a trăsnit odată, până în ziua de azi, nu știu ce se întâmplă cu el. Uitați-vă, deci, să vă zic foarte sincer, în foarte multe raioane din Republica Moldova, guvernanții actuali sunt asociați, regimul actual este asociat regimurilor trecute, anterioare, iar piramida guvernării și puterii este asociată foarte mult, apropo, unii o asociază și cu perioada lui Voronin, da? Care cu aceeași constituție, cu aceeași aproape majoritate în Parlament,
un președinte care de fapt controla și partidul. Unii mai glumeau că Oleg Voronin este Andrei Spânul de astăzi. Deci și puterea guvernării de acum este similară puterii comuniste din anii 2000 din Republica Moldova. Deci metodele care acum se utilizează sunt specifice acelor regimuri pe care tot actuala guvernare le critica și acest lucru este văzut tot mai mult, iar atunci când nu ai opoziția ta proprie cu privire la ce vrei să faci și pentru ce vrei să faci, care e viziunea, misiunea ta, atunci tu începi să jonglezi. La unul îi spui una, altul îi spui altceva, dar credeți-mă, este o carte în limba rusă, Deniski ne rascaze. Все тайное всегда становится явным. Олег Воронин de atunci, din perioada comunistă, este Andrei Spânu de astăzi, da? Așa se zvonește unele raioane din Republica Moldova. Eu cred că colegilor de pe canalul Telegram o să le placă citatul ăsta și o să-l facă viral. Așa, haideți să continuăm cu un subiect mai delicat. Domnul Ulianovski, noi avem niște sondaje de opinie, dar nu dăm niciun nume al celor care sunt clasați în primii 2-3. Zi de zi nouă ne spune că pe primul loc e persoana respectivă, pentru locul 2 se bate cu tare, deci cu Tărescu. În rest, nimeni nu are nicio șansă. Să admitem, eu, Ghiță, satul Lopatnic, care e Edineț, dumneavoastră veniți la întâlnire, eu vă văd, păi ai de treabă, parcă vreau să-l votez. Vin acasă, pornesc presa mai ales cea guvernamentală. Și îmi spune, ia câștig în general din primul tur. Și poate ăștia doi, poate cineva din ăștia doi vor ajunge în turul 2, dar oricum degeaba ajung, pentru că... Dar poate sondajele trebuie de interzis în perioada campaniei electorale. Eu de ce zic întrebarea e delicată? Pentru că dumneavoastră, diplomat în țări mari, frumoase, parcă n-ar trebui să fiți împotriva sondajului de opinie. Ori asta e democrație. În fiecare zi, de exemplu, avem sondaje care vin de la Washington, da, din Statele Unite ale Americii, azi e Harris, mâine Trump, etc., etc. Sondajele astea, credeți că influențează într-un fel sau altul alegătorul sau decizia alegătorului? A trebuit interzisie? Sau cetățeanul a trebuit să fie un pic mai responsabil și să nu se lasă el manipulat și să nu creadă? A văzut tendințele, ok, așa arată sondajul, dar noi, populația, o să arătăm vouă că noi putem altfel să votăm decât ne spuneți voi un sondaj. Ce credeți bine despre acest subiect? Știți, este un actor american vestit, Denzel Washington, care a zis, zic în engleză după aia română, if you read the news, you're misinformed. If you don't read the news, you're uninformed. So what do you do? You talk to the guy. Deci, dacă citești sondajele sau presa, ești dezinformat. Dacă nu citești, ești neinformat. Unica variantă care noastră ați spus-o de asta este de a comunica la direct cu fiecare candidat sau cel care dorește să vorbească la direct cu cetățenii. Ceea ce și fac eu, de fapt, am văzut acest lucru și zilnic sunt în teritoriu, de fapt. Am o agendă foarte clară de deplase. Unu. În al doilea rând, mi-amintesc de sondajul AERAI, care a apărut și a făcut un pic de valuri destul de mari în primăvara anului acesta, care dădea situația, dădea niște, un scor electoral destul de modest pentru actuala președinte. După care au apărut alte sondaje și a început să crească vertiginos pe hârtie procentajul doamnei Sandu. După discuția mea cu șeful AERAI de Republica Moldova cu privire la, stați un pic, pe sondajul vostru era mai realist, mai critic față de guvernare. Și mi-a zis că, păi, ne-au telefonat cei de la guvernare și au zis că să nu dăm public sau să mai ajustăm puțin. Și eu zic, voi ați ajustat aceste cifre? Răspuns nu a fost, dar eu cred că întrebarea a fost retorică din partea mea. Deci, Așa. În al doilea rând, vedem niște agenții de case de sondaje, care în luna februarie dau un scor electoral modest, în luna martie ridică cu 10% pentru unii candidați. Mă iertați, nici într-o țară democratică, poate Coreea din Nord face excepție, creșterea nu poate fi atât de vertiginoasă, mai ales a unui conducător de stat, într-o lună sau două. Deci, eu am o atitudine foarte critică față de aceste sondaje. Uneori mi se creează impresia că este și o formă de a face bani în perioada electorală, este și un business simplu. Politica de Moldova este un business.
Unii o fac prin trolime, mass media, păi de ce nu și sondaje? Toți au nevoie să arate bine, să dea bine la sondaje. Cel mai bun sondaj de Republica Moldova este votul, sunt alegerile. Și acolo vom vedea. Faptul că guvernanții nu pleacă în teritoriu sau când pleacă, totul este orchestrat, regizat mai bine decât la filmele de la Hollywood, toți stau și așteaptă, toți bat din palme, toți zâmbesc, e perfect, e o țară perfectă, nu reflectă situația reală din Republica Moldova. 3. Eu am zis încă mai dur, nu doar sondajele ar trebui să fie mai bine reglementate, interzise, probabil, dar poate acum nu în extrema respectivă, însă este o problemă cu sondajele, cine le comandă, cine le realizează, telefonic, cum se face, unde se face. Un sondaj realizat național, cât am văzut eu, este făcut pe 1034 de cetățeni. Dacă împărțim pe raion, împărțim pe sat, eu am dubii dacă cei care au fost întrebați ori au fost la bar, unde i-au găsit pe ei. Deci nu cred că este reprezentativ. Mm-hmm. Eu am zis altceva. Deci declarațiile populiste ale candidaților, apropo, la prezidențiale, ar trebui să fie incluse și niște coduri civile sau penale de răspundere. Sondajele, eu cred că în ziua de astăzi sunt scrise în mare parte pe genunchi, ori în niște birouri, la comanda actualei guvernări, spune foarte clar, și eu nu cred că cei care scriu sondajele și le realizează sunt imuni presiunii actualei puteri. Și acest lucru se face pentru a manipula opinia publică, că există doar un singur candidat care câștigă din primul tur. În cel mai rău caz, ar putea fi alți doi candidați, ambii fiind preferabili actualei președinte în cursa prezidențială. Deci este utilizarea ilegală a resursului administrativ. Impactul care se dorește, că oamenii se creadă că nu mai sunt alte opțiuni, nu este unul real. Deci nu are efectul ăsta. Deoarece anti-ratingul actualei guvernări zașcale vreți. Deci Republica Moldova, eu, nu că fiecare al doilea, dar fiecare unul și al doilea mă întreabă, dacă ești împotriva actualei guvernări, te votez. Deci asta, deci mă sperie, situația reală e următoare. Fiecare mă întreabă, dacă ești împotriva guvernării, te ascult. Dacă ești guvernarea, eu n-am ce vorbi cu tine. Serios? Deci este o reacție adversă atunci când discuți cu oamenii și vreau să discut despre idei, propuneri și ei deodată te diferențiază. Păi tu ești cu guvernarea sau împotrivă? Dacă ești împotrivă, hai să discutăm. Și zic, stop. Deci un anti-rating foarte mare. Eu nu știu dacă în istorie, apropo, dacă vedem în sondaje, hai să vedem cine are cel mare anti-rating. Și aici tot este o cale de a analiza situația. Tu poți să ai notorietate 100%, 100% pe țară, adică să te cunoască toată lumea, dar să ai un anti-rating de 70%, adică minus 70%. Ori te cunoaște 60%, cum este în cazul meu, dar anti-ratingul este mai mic. Uh-huh. Aproape nu există. Chiar dacă ăștia încearcă să manipuleze opinia publică cu privire la anumite probleme. Deci sondajele, eu cred că nu reflectă situația reală și cu oamenii trebuie de comunicat la direct, fiindcă da, este presiune, da, este manipulare, dar oamenii nu sunt atât de proști să creadă sondajul respectiv. Ați văzut că a început o campanie, bun, nu știu dacă e campanie sau pregătire pentru campanie, vor să ne inoculeze ideea aceea de la guvernare că avem un singur tur. Nici nu sperați să avem un singur tur și eu zic așa cu zâmbetul pe buză, practic sarcastic. Iată, ei cred că noi... E un tur și gata, tot, problema e rezolvată. Noi să credeți că noi vom avea un tur de alegeri? Categoric nu. Categoric vor fi două... Ambele tururi vor avea loc. Este o... Știți cum, dacă repeți o prostie de foarte multe ori, într-un final începi să o crezi. La aceasta numește și speră manipulatorii sau propagandiștii pasului. Categoric, nici sondajele lor artificiale nu arată că câștigă din primul tur. Deci nici sondajele pe care tot ei le comandă și le controlează nu arată aceasta. Deci narativul din start este fals. Este fals, anume cu scopul ca omul să gândească, ei, decât ți-i dau votul altcuiva, oricum câștigă ăștia. Nu este așa. Asta demonstrează, de fapt, o disperare a guvernării și utilizarea oricăror măsuri, oricăror mesaje, doar de a micșora riscul susținerii altor candidați. Vor fi două tururi, să vedem încă cine va ajunge acolo. Va fi foarte important de văzut modul în care Comisia Electorală Centrală, care eu sper
foarte mult, ca și jurist acum vorbesc, să respecte buchea legii, chiar dacă buchea legii a fost scrisă și rescrisă de foarte multe ori, că nici cei mai buni juriști din Republica Moldova nu țin pasul cu modificările care le fac ei în regulamente și în procedura electorală, ori acest lucru de fapt este interzis, să modifice legislația în ajun de a legea sau într-un an electoral. Dar ca să revin la ideea dumneavoastră și întrebarea de bază, este din start greșită ideea că va fi doar un singur tur, vor fi două tururi și cred că surprizele abia încep. Noi vom avea vreo 2000 de moldoveni care vor vota prin poștă, votul așa numit prin corespondență. Dumneavoastră știu că aveți mulți amici în Statele Unite și Canada, țări care au fost selectate pentru acest vot. De ce așa de puțini moldoveni care au zis că votează prin poștă? La ziua de astăzi, de fapt, s-a închis deja procesul de registrare, s-au înregistrat 1996 de participanți la procedura de votare prin corespondență. Acesta este un prim semnal. Diaspora nu va vota atât de masiv cum a votat în trecut. Una, dezamăgirea foarte mare, neîncrederea, nemulțumirea e foarte mare. Deci, miza actualei guvernări, că diaspora din nou va ieși, va vota, nu este așa. Este o reacție adversă în rândul diasporei. Foarte mulți au spus că nici nu votez, că ăștia au mințit, au manipulat, nu mă duc la vot. Foarte mult. Absentismul va fi foarte mare în primul tur a alegerilor. În al doilea rând, eu cred că este necesar de a comunica și mai mult de ce a fost nevoie de acest vot prin corespondență. Eu foarte mult vreau să văd până la capăt, să o ducă ei, măcar ceva până la capăt să ducă, cu votul prin corespondență. Deci sper să nu apară anumite declarații că, uite, a fost spart, a fost infiltrat sistema de votare prin corespondență și acesta poate fi un pretext de anulare anumitor rezultate alegerilor sau modificare, alterarea lor. Eu sper foarte mult ca acest exercițiu să se desfășoare cât mai transparent. Fiindcă aici, de ce? Fiindcă ei au spus foarte clar și noi știm că votarea prin corespondență la alegerile prezidențiale sunt un beta-test pentru potențiala votarea prin corespondență a tuturor din diasporii pentru alegerile parlamentare din vara anului viitor. Pentru dumneavoastră este clar ce a zis doamna președinte Maia Sandu sau nu? Participă ea la dezbatere? Ori nu participă? Ea n-a zis nici nu, dar din felul de a răspunde la întrebări, pentru toată lumea sau pentru multă lume, e clar că ea nu va participa la dezbatere electorale. Pentru a participa, domnule Gonță, la dezbaterea electorală, trebuie să ai ce spune. Eu cred că anume lipsa de mesaje, lipsa de rezultate a actualei guvernări o impune, de fapt, pe doamna președinte Maia Sandu să nu participe la dezbatere electorale, fiindcă tu nu ai ce dezbate. Iar când vezi declarațiile președintelui țării care zice că în promovarea ideii de a fi aleasă, ne spune că ai impresia că nu candidează un președinte în exercițiu care a avut deja 3 ani și jumătate puterea monopolizată în stat. Ai impresia că candidează cineva din opoziție care spune dați-ne dreptul să venim să modificăm 1, 2, 3, 4. Deci se vine iarăși pe ideea de promisiune electorală de a realiza reforme. Păi fraților, ați fost 4 ani la guvernare cu un control total al țării și voi nu aveți ce spune cetățenilor? Eu sper că în ceasul al 12-lea să vină, doamnă președinte, la dezbaterele electorale, fiindcă dezbaterele electorale sunt extrem de importante, ca cetățenii să vadă într-adevăr, meriți tu, meriți el, merit eu să fiu președintele Republicii Moldova, avem nevoie de o situație normală în țară, unde președintele în exercițiu trebuie să participe la dezbatere electorale. Vedem dezbatere electorale Kamala Harris, Donald Trump. Deci în Franța, în orice stat european, apropo, dacă tot pretindem că suntem europeni, deci președintele în exercițiu, care dorește să candideze pentru al doilea mandat, este după mine obligat nu doar moral, dar și om care de fapt a reprezentat Republica Moldova 4 ani la rând, care a fost votat tot de către cetățeni, într-un vot direct. Trebuie să vii în față și să spui ce am făcut, dacă nu ai rezultate, spui, nu am reușit. Scuzați-mă, nu am reușit, dar promit că voi face următorii 4 ani, dacă îmi dați votul. Ei, dacă intrăm pe pagina oficială de Facebook a doamnei Maia Sandu, sunt niște postări în ultima vreme despre majorări, pensii, investiții.
salarii dublate, nu s-au făcut... Eu am văzut posta respectivă cu echipa mea de profesioniști, apropo, membri în grupul de inițiativă, unde sunt doctori habilitați, doctori în economie, doctori în științe, în agricultură, în sănătate și în domeniul social. Am făcut o analiză exhaustivă și chiar, apropo, am plasat pe pagina de Facebook, pe canalul meu de Telegram, situația reală cu privire la creșterea PIB-ului, cu privire la faptul că venitul pe cap de locuitor Republica Moldova este cel mai jos. O țară medie europeană e 43.000 de euro pe an, la noi 6.000 de euro pe an. Deci sunt niște calcule. Volumul de export în raport cu volumul de import și raportat la PIB la noi e 0,36, când minimal trebuie să fie 1,5. Noi suntem de 5 ori mai mic. Deci noi importăm în Republica Moldova peste 93%, domnule Gonță. Economia nu există în Republica Moldova. Producerea nu este Republica Moldova. Noi importăm ceea ce noi putem produce. Noi trebuie să repornim producerea Moldova, să oprim importul. Fiindcă importul presupune ce? Este ca un, mă iertați, perecupșic, da? Care aduce din altă țară, aduce aici, chip taxe vamale, preferențiale, și le vinde marfa aici, dar nu are angajați, nu plătește CNAS-ul, CNAM-ul și mai departe. Pensionare, foarte clar, 7.000 pensionari în Republica Moldova. Pensiile nu au fost foarte mult indexate în comparație cu salariile miniștrilor și deputaților. Trei, vedem foarte clar în domeniul agriculturii, criza care abia începe. Eu acum am avut discuții foarte mulți cu foarte mulți agricultori care spun, dați-ne acces la bani ieftini. Deci ei sunt gata să muncească, dar ratele băncilor care în ziua de astăzi sunt pentru împrumuturi, băncile comerciale, sunt exagerat de mari. Deci nu este rentabil deloc. În afara Republicii Moldova, eu cunosc fonduri de dezvoltare de infrastructură și regional. Deci sunt bani ieftini, la 2%, 2,5% te poți finanța. Dacă mai adaugi reasigurarea, este reinsurance of investment, ajungi la 3%, poftim fraților, dezvoltați economia țării. Nu minți artificial creditele. Ori la noi, apropo, după rata, procentul dobânda creditelor este foarte, foarte înalt în comparație cu alte țări. Deci, trebuie verificat exact cum se face în America. Fact check. Ceea ce declară președintele că s-a făcut în Moldova, se verifică de experți. Și spune că este verde sau roșu. Continuăm, vă rog, doar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Ulianovski, înainte de publicitate, dumneavoastră ați amintit un pic despre problemele fermierilor. Nu știu, ați discutat cu mulți dintre ei. Tocmai de asta voiam să vă întreb. Cum credeți dumneavoastră că vor vota agricultorii noștri la aceste alegeri? Tot așa ca în 2020 și 2021, masiv? Pentru cine? Cred că vor vota, în primul rând, da, comune cu ei. Cu siguranță vor vota masiv. Este foarte clar împotriva cui vor vota. Nu este clar pentru cine vor vota. Uh-huh. Este foarte clar că vor vota împotriva actualei guvernări, care i-a prostit, mă iertați, în urmă cu 4 ani și i-a manipulat, obținând avantaje politice. Ori în ziua de astăzi vedem niște declarații foarte, foarte aberante ale ministrului agriculturii, care manipulează cu ideea europeană. Dacă doriți subvenții, trebuie să fiți pro-europeni, să susțineți puterea pro-europeană de la Chișinău. Este clar un șantaj deschis. Oamenii au nevoie să muncească, eu le-am spus foarte clar. În primul rând, le-am zis foarte clar că am contacte și pot obține finanțări mult mai accesibile. În al doilea rând, este și o idee interesantă. Apropo, la mine în echipă este domnul Dragoș Cimpoieș, feciorul domnul profesor Cimpoieș, care a decedat, și a spus foarte clar, trebuie de redeschis Universitatea Agrară de Republica Moldova, urgent. În al treilea rând, este o idee de a crea o bancă special agrară în Republica Moldova care se ocupe exclusiv de finanțarea sau susținerea finanțării pentru agricultură din Republica Moldova, care să aibă linie de creditare separată și sunt multe state, europene și nu doar, care practică cu succes banca agricolă care să susțină producătorii sau fermierii din Republica Moldova. Și credeți-mă, această formulă ea poate asigura succesul unei economii, fiindcă în Republica Moldova economia este una agrară. 53% din economia Republicii Moldova depinde de agricultură în ziua de astăzi. Vreau să vă întreb ceva despre justiție, dar nu știu cum o să răspundeți la această întrebare în contextul în care sunteți diplomat. Ambasadorul delegației Uniunii Europene la Chișinău a fost zile trecute la un fel de forum. Așa, acolo s-au adunat mai mulți oameni care reformează justiția, ei vorbesc între ei, se aplaud.
fac poze, mănânc, își duc acasă și fac declarații. Și presa care nu are subiecte de știri, se mai uită la așa evenimente și fac subiecte. Și el deci vorbea despre reforma justiției în felul următor. Rezultatele sunt mai bune decât se aștepta. Ce a vrut să spună ambasadorul Uniunii Europene? Despre ce rezultate mai bune decât se aștepta? El mi-a să lasă înțeles. Eu înțeleg că dumneavoastră să fie greu să răspundeți, dar poate încercați cu unul. Știți, este o lege a marketingului în business. Dacă nu-ți lauzi tu propriul produs, nu poți să-l vinzi mai scump decât el valorează inițial. Deci, declarația respectivă a șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, am văzut-o, demonstrează încă o dată că ori este dezinformat, ori probabil nu înțelege situația reală în Republica Moldova, ori probabil nu are altă soluție, având indicații că trebuie să susțină guvernarea de la Chișinău cu orice preț. De-aia și ziceam că eu am impresia că puterea actuală se gândește mai mult la europeni decât la moldoveni. Și acest lucru vedem, că este evident că e vorba de duble standarde. Este evident că declarația respectivă este una eminamente politică pentru a acoperi, pentru a vopsi frumos cu o culoare galbenă reforma justiției din Republica Moldova, se încearcă să se ascundă. Știți, decizia este următoare. Până la alegerile prezidențiale să nu se vorbească despre nimic. Da? Mm-hmm. Asta e ca și pentru cei trecuți în neființă. Ori de bine, ori deloc. Știți, cam așa e impresia că se face și cu siguranță declarația respectivă este una politică. Nu am văzut să vină cu anumite detalii domnul ambasador. Și eu cred că este o declarație regretabilă care duce în eroare populația cu privire la situația reală din sectorul justiției în Republica Moldova. Ori noi vedem foarte clar că în justiția moldovenească este tot în afară de progres. Încă un piculez despre justiție. Domnul Ion Guzun, un membru foarte activ al Consiliului Supreme al Magistraturii, care a fost foarte reformat, a fost la o emisiune zilele trecute, îmi pare că la TVR. Și a zis că CSM-ul, noi trebuie să acceptăm că puterea judecătorească nu este independentă. Puterea judecătorească, zice domnia asta, trebuie să colaboreze cu celelalte instituții, celelalte puteri ale statului. Și ascultați atent ce e exemplul de. El spune că, iată, Elveția este stat neutru, dar a decis să mai colaboreze cu Alianța Nord-Atlantic. А теперь внимание вопрос. Что он имел в виду? НАТО, Ельвеция, ЧСМ, Челелати, потеряли статус Республика Молдова. Находим три отличия, да? Или три. Значит, и форте клар, домну Гузун, кред, к... Adică aptitudinea sa în domeniul politic și extern, că trebuia să mă spune pe mine să mă întrebe despre NATO și despre Elveția. Îl cunosc pe lui mai mult timp pe dumnealui și îmi pot permite să spun că trebuia să consulte cu experții, cel puțin în domeniul politic extern, dacă nu o face. Una. În al doilea rând, puterea judecătorească este independentă. Ea trebuie să fie independentă de presiunea politică de Republica Moldova. În ziua de astăzi ea nu este independentă, ea este politizată de partid. În al treilea rând, apropo, întrebarea, de ce domnul Guzun nu vine la alte televiziuni? De ce pleacă la nume la acele televiziuni care se finanțează cu susținerea actualei guvernări? Și de ce la acele televiziuni nu este chemat Ulianovski, nu este chemat altcineva care să ofere o viziune echilibrată, da? Despre situația reală în Republica Moldova? Deci este evident că declarația respectivă vine în contextul în care omul poate nu conștientizează, știți cum, unde a nimerit și ce trebuie să facă. Dar problema e alta, problema e că principiile de bază. Este așa obiect la universitate. Teoria generală a statului și dreptului. Unde spune foarte clar principiile fundamentale de drept, ideea separării puterilor în stat, nemixtiunii politicului și mai departe. Ai impresia că oamenii ăștia ori n-au fost acolo, ori au chiulit aceste ore la facultate. Haideți un piculez despre doamna Veronica Drăgălin să discutăm, domnule Ulianovski. Ceva nu ia din loc, totuși. Parcă a venit doamna cu scopuri mari. E adevărat, acum un an, cred că aici chiar în studio, a zis că, păi, dar democrație la nivel mare nu-i. Confirmând spunsele domnului Dorin Drecea, că guvernul nu fură.
După care a trecut un an și a zis că hai că nu opoziția a furat din bugetul statului. A recunoscut că e adevărat. Dar dosare mari nu avem. Noi în continuare vorbim despre Ilan Șor, că nu are acces la mare. În continuare, 5 ani la rând noi întrebăm când îl aduceți acasă pe Vladimir Plahotniuc. Să mai întreabă despre Veaceslav Platon. Și gata. În același timp, noi ne spune că noi o să creăm tribunal anticorupție, ca să judecăm pe cine dacă noi nu avem corupție la nivel mare. Ce să judecăm acolo? Oh, Doamne! Ați mai văzut probabil că își bat joc de domnia sa cu frigile la sediul ăsta al ei. Tot caută sediu și i-au zis că e de după asta, au zis că nu-i dau. Aveți vreo părere despre... Pentru că speranțe au fost mari, sau... fraudat concursuri, zice lumea, ca să vină domnia sa și când încolo. Dați-vă, nu aș vrea să intru în critici personale, că nu. În același timp, eu consider că doamna Brigălin nu e de rea credință. Probabil că e de bună credință. Uh-huh. A vrut și vrea să schimbe lucrurile în Republica Moldova. Este în căutare de adevăr, de-aia și declarațiile uneori par a fi contradictorii, fiindcă atunci când nu cunoști sistemul, iar sistemul nostru este atât de complicat și atât de diferit de cel american, îți ia mult timp să-l cunoști și uneori ai impresia că ai găsit soluția, dar după aia problema e în altă parte. Și de-aia este foarte important de a lucra puțin în sistemul ăsta ca să știi situația reală. În același timp, toate ideile acestea de sediu, de tribunal, de un DNA și mai departe, la Republica Moldova, la Chișinău, a fost o vizită interesantă, Republica Moldova. Doamna... Laura Codruță-Coveși. Laura Codruță-Coveși. Dumnezeu a spus foarte clar, apropo, foarte puțină media, uh-huh, pro PAS, pro putere, au preluat declarațiile doamnei Coveși. Ori până atunci, până la interviu dumneiei, păi modelul luptei anticorupție, Catania de Moldova, deci Catania de România în cazul dat, Coveși, toți spuneau, Dumnezeu vine la Chișinău, oferă interviu și spune foarte clar, fraților, ce căutați voi structuri? Tribunal anticorupție, DNA, forme, răsuflecați-vă mânicile și începeți să munciți, arătați rezultate. Apropo, doamna Coveși a zis următoarele, foarte puțin lume preluată ideea aceasta. La Bruxelles, de ceva timp, este deschisă și în derulare o anchetă de serviciu cu privire la modul de administrare a fondurilor europene transmise Republicii Moldova. Bani, adică. Deci unde sunt banii aceștia? Deci este un proces de anchetă la nivel european. Deci mesaje foarte dure. Deci mesaje cu care guvernarea nu este obișnuită. Guvernarea nu este obișnuită să înțeleagă, să discute cu un om care are altă opinie și care le spune că stați că voi merge pe direcția greșită. Și respectiv, în loc să se discute cu omul ăsta, stai, cu omul ăsta are experiență, ce ai tu în vedere, hai să ne învățăm, hai să schimbăm, ajustăm. Ce se face? Se tace, se dă indicație. Subiectul ăsta ne asfișaim. Deci nu îl dăm la public. Atât, el nu există. Doar cei care acum mai doresc să vadă interviul respectiv pot să vadă. Deci și aici revin la ideea și cu doamna Drăgălin, care cred eu vrea să schimbe lucrurile în Republica Moldova, a văzut foarte clar că politicul acoperă foarte multă mizerie. Leova Bumbuta și altele sunt doar ceea ce la suprafață a ieșit, dar câte chestiune încă nu mai este la suprafață, cât vom mai afla după alegeri, cât vom mai afla cât se va schimba guvernarea. Cu siguranță, dumneavoastră, acum aș dă seama că guvernarea nu e așa cum spune. Haideți un pic despre economie, vreau să vorbim, domnule Ulianovski. O știre ciudățică, aparent. Așadar, Moldova ar putea relua achizițiile directe de gaze naturale de la Gazprom, în cazul în care concernul rus va oferi un preț avantajos, o spune domnul Victor Parlekov, ministru al energiei, și el spune că, cităm, dacă țineți minte, am fost cândva criticat pentru că, iată, ne întoarcem la Gazprom. Nu ne întoarcem la livrările Gazprom, dar noi putem procura de la Gazprom dacă va fi un preț mai bun decât față de ceea ce putem primi pe piață de la alt furnizor. Я не понял, парк в темноте, но без вас, ам скапать де руш. По норме, не дать сама к ББС. Требу газ. Унди ефтин, кумпарем газ. А ты, чел фос по норме, в тот спектакл, у вас это дуэлянь, шо не пик. А просто он шоу де прост густ. Уна, дой,
ei nu s-au oprit să cumpere, să cumpere, continuă să cumpere gaz rusesc. Ei au continuat să cumpere gaz rusesc. Întrebarea dacă va fi prețul mai ieftin decât prețul pe care l-a semnat cu Gazprom în urmă la prețul exagerat de mare. Eu sper să nu fie așa. 3. Se vede foarte clar că nu este o strategie de asigurare a Republicii Moldova cu gaz. Contractul de tranzit între Federația Rusă și Ucraina a gazului rusesc prin cele 22 de mii de kilometri de țeavă de gaz din Ucraina expiră în decembrie. Există riscul ca acest gaz rusesc să nu mai vină prin Ucraina, în Republica Moldova, inclusiv și pe segmentul transnistrian. Apropo, aici apare o întrebare foarte clară. Ce se va face în situația în care gazul rusesc nu va ajunge Republica Moldova prin Ucraina, iar cei din Transnistria nu vor mai primi gaz gratuit, cum e până acum, îl primeau. Și care, de fapt, era asigura și prețul de consum, alimente, la un preț mic, fiindcă prețul de gaz nu intra în modul de formare a prețurilor în această regiune transnistriană. La haine, la logistică, la comunale, la tot. Deci, eu cred că în cazul în care se blochează tranzitul prin Ucraina, apare întrebarea către guvernanță. Voi anticipați o criză socială majoră în această regiune a Republicii Moldova, pe segmentul transnistrian, și cum o veți rezolva? Fiindcă va fi o izbucnire, o explozie de prețuri enormă în Transnistria. Deci ce va face Chișinău în cazul dat? Asta e prima întrebare la care eu încă nu am răspuns și nu văd că ei cel puțin nici nu se gândesc la acest lucru. În al doilea rând, eu am spus-o urmă cu 2 ani, am spus-o cu un an în urmă, am spus-o și în 2014. Republica Moldova de mult trebuia să înceapă negocierile cu Qatarul pentru LNG, pentru gazul lichefiat natural, prețul căruia este mult mai mic decât prețul rusesc sau prețul pe piață, fără îndoială, spotul care se vine pe piață. Deci este tranzitul prin Bosfor și Dardanele, deci cu Turcia se poate de negociat ca gazul respectiv să ajungă în Republica Moldova din Qatar. În ziua de astăzi este SUA și Qatarul, care sunt cei mai mari furnizori de LNG, Liquefied Natural Gas, în lume. Azerbaijanul este o opțiune pentru noi, însă eu nu cred că volumul e suficient și prețul va fi unul bun. 3. Eu am foarte mare întrebări de ce în ziua de astăzi nu se vorbește nimic de gaz la nivel de stat. Eu presupun și sunt riscuri întemeiate, bănuieli rezonabile, că după alegerile prezidențiale prețul la gaz va crește. Din nou, va fi un șoc mare. Vine iarna, în cazul în care tranzitul prin Ucraina nu se prelungește, de unde va cumpăra Republica Moldova gaz și la ce preț? Ce contract va fi semnat? 3. Cu siguranță, conducerea actuală declară că am putea reveni la Federația Rusă. Păi voi ați fost acolo anterior și ați prăvălile zadaciu, da? Noi nu știm până acum cum a fost, sau aflăm detaliile la acest contract. În al treilea rând, sub ce condiții veți accepta? Noi ținem minte discuțiile cu domnul Cozac, coaliția Cozac, PAS pe SRM și multe alte angajamente politice. Deci aici e o întrebare foarte serioasă cu privire la gaz. Eu nu văd cum în ziua de astăzi promisiunile publice, că totul va fi ok, va fi gaz pe timpul iernii. Cum veți face acest lucru? Cu cine și la ce cost? Cost financiar și cost politic ca angajament. Domnule, spun ceva despre economie. Noi tot timpul discutăm sau încercăm să discutăm despre faptul cum să atragem investitorii să vină în Moldova, astfel de aducă vagoane cu bani, să deschidă locuri de muncă, astfel. Dar întrebarea deja sună în felul următor. Dar de ce pleacă investitorii din Moldova? Cum s-a ajuns la asta? Este o scăpare, este o lipsă de competență actuale guvernări, este lipsă de comunicare cu investitorii. Investitorii nu pleacă pur și simplu într-o zi, hai că am plecat. Deci o decizie care este luată în câteva luni, de obicei un an. Eu am lucrat în businessul internațional și știu. Tu nu investești 10 ani într-o țară, resurse financiare, umane, administrative, ca brusc într-o zi să pleci de acolo. Deci îți faci niște costuri și niște planuri. Respectiv, decizia de a pleca în Republica Moldova acestor mari dezvoltatori, da, producători, nu e de azi și nu e de ieri. Eu încercat să medieze, sunt informații foarte clare care apărut și în spațiu public cu privire la presiunile fiscale, oficiale, neoficiale, da? Solicitări de bani, de cash și așa mai departe, la care au fost supuse conducerea acestor companii și clar că ei pleacă. Și în același timp nu suntem competitivi, deoarece noi, într-adevăr, e o problemă, nu sunt specialiști care mai pot fi angajați în Republica Moldova.
Iar ministrul educației se ocupă, mă iertați, cu cine știe ce, dar nu se ocupă de situația a școlilor, mă iertați, școlilor tehnice în Republica Moldova. PTU-urile, da? Școlile profesionale care în Republica Moldova se închid una după alta. Ultima, în Telenești s-a închis acum, am fost acolo și oamenii plâng și zic că noi vrem să învățăm ceva aplicativ, ingineri, tehnicieni, manipulatori și mai departe. Deci forța de muncă, ea, nu că nu există, ea deja nu există calificată. Deci narativul puterii actuale că din cauza războiului nu ține, fiindcă aceleași companii își mențin producerea și businessul în Ucraina, țară aflată în război. Deci este o necunoaștere, o manipulare și în același timp, din punct de vedere economic, ministrul finanțelor, fostul, ei se mai schimbă mai des, a declarat că nu e problemă că pleacă investitorul din Republica Moldova, că el nu era investitor, el nu aducea bani în Republica Moldova, păi el angaja oameni, mii de oameni, contribuții la stat, contribuții sociale, medicale, oamenii nu pleacă din țară, pentru asta spune mulțumesc, că la noi pleacă din Republica Moldova oamenii la greu. Ultima informație, Poliția de Frontieră a oferit statistica câți oameni au plecat din Republica Moldova începând cu 2021, 2022 și 2023 și 2024. În total, cumulativ, în 2021 au plecat, dacă nu greșesc eu, 80-85 de mii de oameni, în 22 140, în 23 încă vreo 70 de mii și în 24 au plecat 300 de mii la începutul anului. Aici cu 300 de mii au greșit cei la Poliția de Frontieră, probabil au vrut să spună total 21-24, dar a fost o... Presupun. Probabil, dar este informație publică, dacă trebuie să o rectifice, nicio problemă, dar sunt niște date alarmante, chiar și 300 de mii. Sunt vorba de iertați, orașe, sate care rămân goi. Coale, în ziua de astăzi. Noi s-a citit povestea asta care începe în felul următor. A fost odată ca niciodată, că dacă nu era, nu se povestea. Au fost niște spații comerciale care tot încercau să le dea în arendă, încercau și nu le-au mai dat în arendă. Eu nici nu știu dacă asta e bancă, e anecdotă deja, poveste, poezie. Ați văzut că iarăși... Asta e fabulă. Ce credeți despre asta? Cum? E deja cât, cum spunea domnul Vyacheslav Ioniță, cât timp ai noștri încearcă să dea în arendă niște spații, în China s-au mai deschis alte 4 aeroporturi. În loc să ne ocupăm cu modernizarea aeroportului internațional Chișinău, cu construcția încă unei piste, a unui terminal de pasageri, un terminal cargo, noi ne ocupăm cu prostii, mă iertați. Deci nici într-o țară normală nu se organizează astfel de tendere. Deja din start este eșuat. Întrebarea principală a fost cu ce scop ați preluat voi aeroportul înapoi la stat, dacă nu puteți chestii de bază să administrați. Eu am spus, în primul rând, ca o idee, tot cu diaspora discut, diaspora a spus, dați-ne nouă spațiile comerciale, noi le dirijăm. Eu aș spune, în general, că o pătrime sau o dăim din aceste spații comerciale să fie date membrilor diaspori care vor să reinvestească Republica Moldova. Poftim, motivații. Uh-huh. Dar nu vă jucați cu astfel de concursuri. Toate concursurile care au fost inițiate au ieșuat. De ce? Incompetență, corupție, necunoaștere. Toate trei sunt pasibile de răspundere, în cazul dat. Patru, urmă, asumă-ți și spune, noi am decis să dăm în concesiune companiei X din Franța. Atât, transparent, știți cum, za tot cesnă, știți cum, deci în cazul dat, spui deschis, ți-ai asumat riscul ăsta, n-ai trecut, sau pe o zi, două, repornești situația în țară excepțională și faci comisie. Și spui foarte clar că comisia a decis fără concurs, că așa era atunci. Uh-huh. În timpul comisiei nu erau tendere și nu erau concursuri. Deci, aici apare întrebări la capitolul, apropo, gestionarea aeroportului, 2, cine finanțează, 3, eu cred că acest, cel mai sigur acum ar fi să oprească concursul respectiv și să angajeze oameni care știu cum să gestioneze acest aeroport, aceste spații comerciale, diaspora, credeți-mă, are foarte multă experiență. În echipa mea sunt oameni care au reușit mai multe activități economice în alte state și vin cu propuneri concrete pentru... Tu ai nevoie de o gândire de business, cum să gestionezi spațiile comerciale, astfel încât să aducă principalul beneficiu pentru noi. În ziua de astăzi, tot ce vedem noi, iarăși pun în veleag interesele ascunse ale unor decizionari din Republica Moldova. Domnul Ioanovski, vor trece aceste alegeri prezidențiale, nu știm care e scorul, care va fi scorul dumneavoastră. Dar ce veți face dumneavoastră la parlamentarele de anul viitor, domnul Ioanovski?
Intenția este de a participa la alegeri parlamentare în anul viitor, în cadrul unei formațiuni sau structuri politice de partid pentru alegerile parlamentare. Deoarece se vede foarte clar și eu văd acest lucru, oamenii au nevoie de ceva nou, au nevoie de structuri noi, au nevoie de oameni noi și lideri care să conducă formațiuni politice, anume pentru a schimba lucrurile în Republica Moldova. Iar Republica Moldova este o țară parlamentară, respectiv, ca să modifici real în Republica Moldova ceva, trebuie să fii în Parlamentul Republicii Moldova. La ora actuală este prematur să spunem care va fi formula, partid nou, partid existent? Va fi o construcție politică unde mă voi regăsi cu echipa care vom conduce spre un rezultat, sper eu, foarte bun la alegerile parlamentare. Acum ne concentrăm la alegerile prezidențiale și eu cred că decizia de a participa ca independent s-a demonstrat a fi mai corectă decât iarăși să-ți deschizi un partid sau altul. Oamenii vor să aleagă președintele și nu partidul. Oamenii vor să vadă omul, ce idei, să-l simtă și să-i dea votul de încredere. Dacă tot am început emisiunea discutând despre probleme, despre subiecte de ordin extern, haideți să o încheiem tot așa. Nu știu dacă ați reușit să vedeți această dezbatere dintre Harris și Trump. Cum se va schimba politica față de Republica Moldova dacă vine Trump? Se va schimba ea în general sau nu? Politica, strategia pe ansamblu, ea nu se va schimba, fiind strategia nu depinde atât de mult de lider. Tactica, declarații, acțiuni, cu siguranță va fi schimbată, fiindcă, deci, în primul rând, orice președinte o schimbă. În doilea rând, dacă să revenim, dezbaterile le-am privit în sumar, în succint. Cred că, apropo, este interesant că, eu nu cred că este 1-0, este 1-1. Cred că ambii candidați au reușit să fie destul de incisivi, atacându-se unul pe altul cu date și cifre. Și am văzut chiar că Partidul Democrat American a spus că mai doresc încă o dezbatere. Deci ei simt că doamna Harris, fără îndoială, a făcut o treabă mai bună decât Joe Biden. Și cred că bătălia vine mai interesantă la Washington și câștigul domnului Trump nu e atât de garantat cum părea în trecut. Da, da. Venirea pe scena politică a domnului Mircea Geană, cum v-a părut dumneavoastră? Bine, de mult timp se zvonea de dumnealui, despre intenția dumnealui. Am văzut și formula dumnealui că independent va fi și un slogan sau motou al campaniei sale. Cu siguranță urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă în România, fiindcă pentru noi, ca Republica Moldova, este foarte important de a vedea ce se întâmplă în România, de a anticipa anumite schimbări sau nu, care vor avea loc după alegerile prezidențiale din România, la fel. Voiam să vă întreb ironizând despre faptul că ai noștri vor să stabilească relații diplomatice cu Kiribati, dar nu vă întreb pentru că am ironizat ieri și o doamnă care tot e din sistemul diplomatic mi-a scris aseară că, de fapt, nu e nimic anormal în chestiunea asta, e ok. Zic că dacă e ok, e ok. Așa că eu vă... E o chestie tehnică, se practică la nivel de ONU cu deschiderea... Da, da, asta și mi-a explicat doamna. Dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fie întrebări de ce noi am ambasadă în Africa sau de ce nu este ambasadă în America Latină, de ce nu dezvoltăm relațiile și cu alte state decât cele din Uniunea Europeană. Să încheiem pe notă de sărbătoare. Doamna Maia Sandu anunță președinția, invită cetățenii la Festivalul Pădurilor pentru a celebra unitatea în protecția mediului. Evenimentul va avea loc la Condrița, reședința prezidențială, 14 septembrie. Nu vreți să mergeți? Cred că 14 septembrie, dacă nu greșesc, într-o vizită în teritoriu, unde am de gând să mă văd cu cetățenii, oameni de la piață, cu fermierii, cu agricultorii, cei ce recomand și doamne președinte, să discute activ cu cei din Republica Moldova, care se luptă cu situația nefastă economică din Republica Moldova. Iar dacă nu greșesc eu, festivalul ține mai curând de Ministerul Mediului, care trebuie să vină cu un proiect clar, apropo de reîmpădurirea Republicii Moldova, ori noi vedem foarte clar despre situația și cu lemnele din Republica Moldova, ținem minte lemne.md și multe alte chestiuni. Eu sper foarte mult să ne oprim, să organizăm festivaluri, praznicuri, dar să ne concentrăm pe problemele reale din Republica Moldova, fiind problemele sunt și nu putem organiza permanent concerte, baluri atunci când țara
se scufundă în datorii, se scufundă în probleme și în crize. Și aici vreau să vin cu... și avem deja un proiect foarte clar, noi, echipa noastră de relansare economică a țării, inclusiv și pe segmentul de împădurire. Atent la agitație, vă rog. Nu este agitație, este doar vorba despre o viziune pe care eu o am în urma experienței mele de business. La dezbateri o veți prezenta, noi o să vă invităm cu mare drag. Domnule Ulianovski, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Cu mare drag, mersi mult pentru invitația dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.